Este un lucru foarte important. Vă spune și domnul primar două cuvinte despre acest lucru, dar noi înainte de a anunța artistul anului, e vorba de o persoană foarte, foarte dragă nouă, care face parte din echipă din 2011, din echipa administrativă, să spun așa, dar care este un vechi prieten al nostru și un om deosebit, de o valoare sufletească extraordinară și o valoare umană deosebită. Ne-a fost studentă la Baia Mare, absolventă de pictură, printre primele generații pe care le-am avut. Organiza diverse evenimente pentru colegi. Am fost și la Veneția să vedem Bienala, pe vremea respectivă și la Paris am organizat vizite de documentare la instituțiile culturale. S-a implicat foarte mult din punct de vedere administrativ, deja s-o prins. Da, voi continua spunând că a urmat studiile la master la București, la UNA, la Universitatea de Arte din București, clasa profesorului Petru Lucaci. Apoi a avut o bursă de studii Erasmus la Liege, la școala, la Facultatea Saint-Luc din Liege, pe partea de pictură. A luat două premii la Bienala 2019, la Bienala Meeting Point de la Arad și un premiu la Milano pentru design de interior al unui magazin de optică din București. Și ne sprijină de fiecare dată pentru tot ce organizăm. Lucrăm pe partea de comunicare vizuală și pe partea de administrație. Iar valoarea ei ca artist s-a văzut încă din anul întâi, când împreună cu domnul Negrean am vizualizat niște lucrări de pictură care erau de un simț cromatic deosebit. E vorba de Oana Popan și o invităm. Mulțumim mamei Ioanei că ne-a adus-o la Baia Mare. Nu era și nu știam cum să facem să o aducem la Baia Mare să fie prezentă. Și a făcut un efort teribil, a făcut foarte mulți kilometri să fie astăzi cu noi. Și restul la ora. Da. Premiul constă în 1000 de euro în lei, bineînțeles, și mulțumim încă o dată foarte, foarte mult. Așa de atât de strâns lucram în echipă încât de multe ori, fără să-mi dau seama, îi spuneam pe numele fiicei mele, pentru că suntem foarte, foarte apropiate ca și comunicare emoțională, spirituală, deci o felicităm pe Oana și mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce face. Wow! Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea pe care am avut-o pe parcursul anilor și vreau în special să-i mulțumesc mamei mele, fără de care n-aș fi ales arte. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim și te felicităm și mult succes mai departe! Te-am surprins! Am reușit! Nu știu dacă surpriză sau mai mult ca o surpriză. E un lucru emoționant în trăiri și simțiri. Ultimii 15 ani de muncă susținută, uneori câte 12 ore pe zi, cum se practică în meseria asta, dar cu folos și cu satisfacția lucrurilor care îl faci cu plăcere. Care a fost parcursul dumneavoastră artistic până a ajunge în acest punct? Am studiat biologie, chimie. După ce am terminat
școală generală cu program sportiv, handbal de performanță și am ales la insistențele mamei să încerc arte. După 2-3 ani am zis ok, hai să încerc să mă pregătesc pentru admitere și de acolo zi și noapte. Practic mama dumneavoastră v-a încurajat. Da, și toată familia, bineînțeles, dar ea a fost cea care m-a observat. A văzut ceva specială dumneavoastră? V-a văzut pictând, desenând? Păi orice mamă își vrea de copilul, da, probabil. Dar ce făceați dumneavoastră? Aveam prea multe... preocupări practice, mai mult decât deci teoretice. Deci sau ce? Da. Ce vă plăcea să picteați? Tot, orice, pe orice suprafață și oriunde, orice trebuia să fie măstelit. Proiecte îmi puteți mai departe? Multe. Multe și mari și sper să le duc la bun sfârșit. Și ce ați absolvit până la urmă? La ce facultate v-ați dus? Am studiat Universitatea de Nord Baia Mare, secția pictură și ulterior, în 2013, m-am înscris la masterat la București, la Universitatea Națională de Arte, la strategii noi de creație în pictură. Și că ați câștigat și chita premiu. Mai spune asta că... Da. Am fost nominalizată pentru selecția celor mai bune proiecte a studenților absolvenți din toată România, asta cu lucrare de masterat. Și am primit premiul la Arad, la Viena, la Meeting Point, cu 3 ani. În Baia Mare, la ce proiecte ați fost? Cam tot ce ține de Galeria de Artă UAP și Colonia Pictorilor, majoritatea proiectelor. Colaborez pe partea de imagine, grafică, inclusiv comunicarea cu artiștii și tot ce e în spatele evenimentelor și expozițiilor. În prezent, unde v-ați stabilit? În prezent, la Baia Mare, de 3 ani, am fost prin Londra o vreme. O să vedem pe mai departe care va fi finalitatea. Nu am în plan să rămân sau să plec. Așa, sunt... Ca artist, ce gânduri aveți? Iată, la fel. Păi, cel mai bun oraș pentru a te dezvolta. Totuși avem o istorie destul de solidă și e un loc propice pentru așa ceva. Este vreun artist care v-a inspirat de-a lungul timpului? Bineînțeles, în primul rând, profesorii, când am ajuns în atelier și am văzut că e cu totul altfel față de cum eram obișnuită pe băncile școlii, cu caietele de chimie și cu învățat zi și noapte, și am fost complet fascinată, nici nu am cuvinte de mulțumire și pentru dânsii. În afară de acele proiecte, de acele colaborări de care vorbeați mai înainte, mai aveți timp să pictați, să desenați? Da! Vă mai puneți în valoare acest talent pe care mi l-a descoperit mama? Îmi activez în continuare, lucrez, încerc să lucrez zilnic, dar nu se poate. Ce vă place să pictați în general? În ultimii ani încerc să abordez abstractul și încă n-am terminat cu el. Și cu ce tehnici de pictură lucrați? Ce tehnici preferați? Momentan lucrez cu acrilic. Da. Și ce vă inspiră? Bună întrebare! Tot! Absolut tot! Tot! Cu ce ați îndemnat tinerii să meargă spre această meserie frumoasă? Cu sufletul deschis, bineînțeles, și cu curaj.